Bun, dar a fost Haralambuz mortal înainte de meci la preview. Știi ce a zis Haralambuz? L-au întrebat, domnule, dar de ce începeți cu Rada Slavescu? Deși Gigi anunțase cu o săptămână înainte că joacă Rada Slavescu. Că o să-l vedeți, că nu știe, că nu i-a plăcut de tare. Și zice Haralambuz, Rada Slavescu e în mare formă, l-am văzut la antrenamente. E în mare formă. N-are formă, nu jucase de o lună jumătate. Băi, am leșinat, dar ai înțeles? Deci Rada Slavescu n-a fost la niciun lot under acum, Mihai, nu? Fiind în refacere după accidentare, a fost la vreun lot? Nu. Nu. Deci el trebuia să fie, putea fi la 20 și la 21, da, nu? Da, ți-am zis bine, a fost simpatic Haralambu, știi? Și chiar am zis la emisiune ieri. E mare formă, zice, e în mare formă, da. Great form, Rada Slavescu, mai înțeles, zice, great form, Rada Slavescu, de-aia îl băgăm, zice, mă rog, Haralambu, ce să zică și el. Știi? Și chiar râdeam la emisiune aia, că-l vedem în ce formă era Rada Slavescu. Așa în formă a fost că minutul 28, la revedere. Hai, cu vreo două emisiuni stăteam de vorbă cu tine și nu știu că erau ei aici, cred că era celălalt contingent. Da. Și le-am dat un sfat fotbaliștilor care nu joacă la aceste cluburi să meargă să joace. Bun, dar el a primit ofertă de vreo trei ori, de la Botoșan, de la Iași, peste tot au vrut să-l dea, nu plec, eu stau aici. Îmi permit să îl sfătuiesc să meargă să joace. Pentru că îi se întâmplă lucrul ăsta câteva ori la FCSB. Îl distruge, o? Nu, un cercător, indiferent. Dacă îl distruge, stopează cariera așa. Bine, îl distruge. Noi acum îl transformăm pe el într-o victimă, pe băiatul ăsta, dar cum să vă spun, acum spre deosebire de anii când jucai tu pe la Jiu și chiar și de primii ani ai lor de carieră, tocmai acum se vede tot ce zici, nu poți să ai ieșirea aia. Păi nu poți, la nivelul ăsta este nepermis tu să-ți bagi și să-ți scoți ca un birjar. Un copil de 19 ani și o fi zis ăla, bă grasule, că dacă e cea bă grasule, cred că avea dreptate, că are niște sute de grame în plus. Bun, numai pe la noi văd de-astea. Nu există, a greșit. Ăla, ăsta micul, zice ce zice. Ăilalți de la Rapid... După 20 minute... Stai o secundă, ia zi, bună, ia zi. Ce a zis? Spune-mi tu. L-a jurat. Băga mea și făceața și în timpul meciului. În timpul meciului. Urât? Pe cine? Urât. Nu știu, nu i-a dat un copil de mici să repună de la margine. După 20 minute și eu îl schimbam, sincer. Cum? Și eu îl schimbam. Da. Nu, pentru că în primul rând nu era cu mintea la meci. Nu era în meci. Nu era atent. Mihai, el se înjura cu spectatorul în timp. Meciul se juca și el îl înjura pe ăla. Eu, bun, înțeleg că te simți nedreptățit și frustrat când că l-au luat de la încălzire. Da? La încălzire. Pe Înghezana știi ce l-au făcut, nu? Au imaginații ăștia de la Faru, nu? Constanțeni. Știi ce îi ziceau lui Înghezana? Canibalule, numai canibalule, au strigat lui Înghezana. În fine. Se mai întâmplă. Nu e cel mai elevat mediu, dar ne uităm și noi acum că ne dau televiziunile 40 de meciuri pe weekend. Numai la noi vedem. Nu, ai dreptate, Ali. Mihai, ți se pare normal? Un copil de 19 ani să-și bage și să scoată așa în văzul camerelor. Sunt foarte cinstit. Eu sunt foarte dezamăgit de cum evoluează el. Eu aveam mari speranțe acum 2 ani jumate când a fost la turneul final al campionatului de U19 european. Unde el era mai mic. Mai mic decât ăia, știu. Cei de 2003, era jucător de 2004 în teren. Mă uit la el că refuză să ducă să fie, nu vedeți, un jucător bun sau foarte bun la o altă echipă. Un titular indiscutabil la echipe de play-out. Și acceptă să rămână la probabil FCSB, că asta își dorește, da. Unde devine, pe zi ce trece, un anonim. El a mizat probabil scuză-mă, mult pe Under 21. Da, te rog, termină, Mihai, ideea, că e interesant. Deci, asta este. Acceptă Rada, du-te și joacă titular meci de meci și întoarce-te la FCSB peste un an, doi, alt jucător, dacă nu, o să te pierzi. Hai să vă mai zic ceva. Deci, departe de ideea de a face atmosferă de teatru de operă pe stadioane. În alea 40 de meciuri care sunt televizate în fiecare weekend, se fac 200 de schimbări. Numai pe la noi vezi înjurături când te schimbă și dezamăgiri. Și numai pe la noi aia de la Rapid care ies la Craiova, iau bidoanele la voleuri, Papo și cu celălalt, cu Brown. Dacă la Florină, dacă la Southampton te scotea și te apucai bănele la Saint-Étienne, să iei tu bidoanele alea din voleu pe acolo, păi te punea să iei bidoanele alea, să dai 10 ture de teren și după aia să iei pe gârlă încolo, pe Valea Loarei. Poți.
indiferent deci nu poți să te comporți așa. În primul rând, tu trebuie să te analizezi. Bă, ce am făcut eu bun? Dacă bun, te-a schimbat, nu-ți convine. Deci, Bănele, tu scoteai pe Radasarescu după 20 de minute? Păi, minutul 2, din cauza lui, eu am jucat mijlocaș dreapta. Da? Păi pleacă de lângă el fundaș stânga și să se uită. Da, a plecat Ganea de acolo. Da, am văzut. Omule. Stai, era al 4 metri în spate. Și faza aia a ajuns la finalizare, din careul lui Faru. A ajuns să primească gol. Dacă nu apără Tânovan, că a avut o intervenție foarte bună, da, și a respins o lateral stânga. Și stai, și schimbarea lui Crețu a fost ok. Că și Crețu a jucat okay. Foarte slab. Da. Nu, și Crețu foarte, foarte slab. Bune. Foarte slab. Da, schimbarea a fost foarte toată banda bună. Dreaptă a fost slabă. Slabă toată banda spărat. Dreaptă a fost a fost modest. De-aia vă spun că nu ai cum jucași dreapta să-mi faci ambele faze. Dacă vrei să joci la Steaua, la FCSB, trebuie să faci ambele faze, tată. Păi e foarte clar pentru mine. Meciul de ieri a fost un meci în care FCSB-ul și-a dezvoltat foarte greu acțiunile de atac. Corect. Tot poate datorită numai unor scripire a lui, Coman, Mitriță șters. Și uite, vă dau, îmi dați voie să vă dau... Mitriță, cum îl cheamă? Așa. Băluță, șters. Băluță are o singură fază acolo. Nu tu 40, când din ascultați-mă puțin, ascultați-mă puțin. Vreți să vă dau un exemplu? Vă dau un exemplu? Băi, Brada, da? Că băiatul, cum să spun, sunt convins că vrea să fie fotbalist. Nu, că nu vreau nici să-l împușcăm acum să facem așa la bietul copil. Numai în sufletul lui, numai în pielea lui să nu fie. Bă, da, vă dau un exemplu. Uite-l, bă, pe Musi. N-a avut, bă, tata, nicio problemă. A plecat la Petrolul. A crescut, a zis Gigi, acum câteva zile, două săptămâni aici la Fanatic. Ești nebun? Îl iau secunda 1 înapoi pe Musi. Stoi, din că, vară, că e un jucător. Că joacă constant. Exact. Că iese în relief când zice gol Musi, acțiune Musi, nu mai știu ce. Da, el e înapoi. Exact. Și revenind la ce vorbeam mai înainte. Adică, bă, Musi poate să plece, își se relansează, își lansează cariera. Rada, du-te, mă, băiatule, la altă echipă, mă. De ce să stai, bă, să fii scos în minutul 28? Mai înțeles că oricum n-ai jucat nimic, ca ce naibii. Are dreptate omul că te-a scos. N-ai jucat nimic. Păi ce n-ai? În minutul 2-0.